Un băiat cu 4 clase a spart site-ul poliției locale din Ploiești. Hackerul de ocazie, care anterior a reușit să spargă și site-ul Consiliului Județean Cluj, a înlocuit informațiile oficiale de pe site-ul poliției cu mesaje și clipuri obscene, dar și cu manele. Cristi Georgescu, colegul meu, vine cu toate informațiile despre acest subiect. Ne spune cum a fost posibil așa ceva. Te ascultăm, Cristi. Bun găsit, adolescentul este deloc din Sibiu, însă în prezent se află în Franța. El a fost dat de gol de unul dintre partenerii săi, cu care a plănuit să atace și alte site-uri ale unor instituții publice. Băiatul cu doar 4 clase a fost într-un final depistat de către polițiștii BCC Ploiești. A fost apoi trimis în judecată de către procurorii de ICOT, acuzat de alterare integrității datelor informatice. Dosarul se află încă din luna septembrie pe rolul Tribunalului Prahova, instanță care a și stabilit începerea judecății. Pe mai multe grupuri de Facebook de profil, cel care se recomandă în mediul online Meoles s-a lăudat că a reușit să spargă singur site-ul poliției locale Ploiești și chiar de 2 ori, susțin anchetatorii. El ar fi rugat alți 2 prieteni să-l susțină în demersul său, doar că unul dintre ei l-a reclamat la poliție. A trimis către IPJ Prahova un mail în care anunța intenția bărbatului, dar și faptul că el este autorul atacului informatic din 21 februarie 2020. În acea zi, pe site-ul poliției locale Ploiești, au fost postate mai multe mesaje care pătau imaginea ANAF-ului. În luna mai 2021, o altă acțiune a fost făcută împotriva site-ului Consiliului Județean Cluj. Aici, adolescentul a acționat mult mai îndrăzneț și a mers până la a cere o răscumpărare de $100 pentru ca baza de date să nu fie publicată pe internet, de unde să poată fi accesată de către oricine.